Gata, s-au întors, s-au umplut casa, ce să zic, că au venit copiii acasă, toți erau obosiți, foarte obosiți, spuneau că au ațipit în mașină, că au ațipit pe acolo, pe la primărie, cred că, oricum, toți s-au culcat târziu, dacă stăm să ne gândim, având în vedere că task-ul s-a terminat la 12 și cred că pe la 1 jumătate toți mai aveau câte ceva de făcut și atunci s-au trezit la 6 sau la 7 dimineața, vă dați seama că destul de obositor. Păreau fericiți, dar foarte obosiți. Important e că sunt ok și că Vlădu spunea că așteaptă sentința, că este tare curios să vadă ce se va întâmpla și că așteaptă sentința. Eu sper să nu se întâmple nimic notabil sau ceva care să-i afecteze. Și să fie bine, în primul rând. Am văzut că vom avea materiale frumoase, cel puțin în teaser, așa că Doamne ajută!